Orice persoană care se machiază și îi place să fie îngrijită, nu plec fără farduri, pentru că sunt pasionată de asta. Am o carte pe care o citesc acum, Efectele internetului asupra creierului, pentru că încerc să stau departe de telefon și de internet. E ca orice tânără de 28 de ani, nu-i lipsește entuziasmul și nici zâmbetul, dar nici kitul de supraviețuire, trusa de diabet. Am aici o pompă de insulină, ea este cu fir, e mereu conectată la mine și cumva îmi reamintește faptul că sunt pacient. Cu 5 ani în urmă, Ines nu avea nicio grijă legată de sănătatea ei, până când a ajuns în comă la spital și s-a trezit în terapie intensivă. Așa a aflat că are diabet de tip 1. Acuzam niște dureri foarte mari de stomac, eu fără să știu că e diabet, pentru că slăbisem foarte mult, tot ce mâncam îmi provoca greață, nu mai vedeam bine, efectiv erau toate simptomele pe care orice medic de familie ar putea să le indice punctual către diagnosticul de diabet. Dacă atunci medicii de familie dădeau o trimitere către diabetolog, care la rândul său recomanda o serie de analize pentru a pune diagnosticul, acum procedura s-a simplificat. Medicul de familie poate să recomande primele analize și primul tratament. Acum putem noi introduce pacienții în programul de diabet dacă depistăm un diabet incipient sau, mă rog, mai avansat. Un diagnostic pus de un medic de familie nu exclude vizita la diabetolog, ci e doar primul pas. Atâta timp cât medicul de familie poate prescrie și el o medicație, cred că va pune accentul pe screeningul pacientului cu obezitate, cu factori de risc de a dezvolta diabet zaharat tip 2. Se spune că pentru fiecare pacient diagnosticat cu diabet zaharat este un pacient nediagnosticat. Unul din 10 români are diabet zaharat, ceea ce înseamnă aproape 2 milioane de bolnavi la nivelul întregii populații. Grav este și faptul că mulți ajung târziu la medic, iar diabetul aduce cu sine și alte afecțiuni cronice precum insuficiență cardiacă și boli renale.